Trăim într-o vreme în care încă pandemia nu este gata, sau cel puțin așa ne informează autoritățile. Și am observat la avion când am venit, au fost foarte atenți să respectăm niște reguli de distanță, să ne punem masca, deși n-am înțeles de ce când mănânci în avion poți să dai masca jos, ca și cum nu infectezi pe nimeni, atunci ai o excepție. Dar din toate lucrurile acestea care ne înconjoară, să știți că Duhul Domnului vrea să ne învețe câte ceva. Și astăzi, dragii mei, vreau să vorbesc în scurte cuvinte, trebuie să ajung și la cealaltă biserică, la Emanuel. Vreau să vorbesc despre ce înseamnă să păstrezi distanța, dar din perspectiva spirituală, din perspectiva Bibliei. Mi-aduc aminte că atunci când eram copil și aveam examen și aveam teste la școală, nu era niciun COVID. Stăteam înghesuit unul lângă altul. Mai ales noi ăștia care eram așa un pic pe linia a doua. Tăpă lângă olimpici ne puneam. Tăpă lângă ea care luau note mari. Să ne fi spus cineva că trebuie să păstrăm distanța, ne-am fi supărat. Dar știți, am observat, la teste stăteam cu aia care erau premianți și rest, în pauză, ne jucam cu repetenții. Unde vreau să ajung? Ce vreau să învăț astăzi? Că s-ar putea, oameni buni, frați și surori, s-ar putea să confundăm lucrurile și să pățim la fel spiritual. Aici, în biserică, praise God, Jesus, I love you, God, și la școală, s-ar putea să schimbăm lucrurile. Dragii mei, în prima parte a mesajului vreau să ne uităm la care sunt lucrurile față de care trebuie să păstrăm distanța și în a doua parte care sunt lucrurile față de care trebuie să stăm aproape. În primul rând, păstrează distanța față de poftele tinereții. Și putem spune cu toți amin. 2 Timotei 2:22, a zis Pavel către Timotei, Timotei, că e pandemie, că nu e pandemie, este un virus. Și ăsta se numește păcat. Și atacă și la 80 de ani, și la 60 de ani, și la 40 de ani. Și la 20 de ani, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. O altă traducere spune așa, stai deoparte de lucrurile rele pe care tinerii de vârsta ta obișnuie să le facă. Uită-te în jurul tău, zis Pavel. Și dacă vezi că tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu stau aproape de niște lucruri, tu să faci invers, să stai la distanță. Zic, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Dragii mei, pentru cei care, eu lucrez în domeniul informaticii, dar în zilele acestea, nu doar cei care lucrează în programare stau față în față cu internetul și cu lucrurile acestea. O statistică spune că cineva care petrece 12 ore pe zi pe internet, și credeți-mă că am luat mărturisire de la persoane care stau 12 ore pe TikTok pe zi. Nici mâncare nu le trebuie. Îi deranjezi dacă le de mâncare. Și o statistică spune că 3.000 de reclame te bombardează în timp de 12 ore. 3.000 de reclame. 3.000 de ads, 3.000 de clicuri care ar vrea să ți le cumpere cineva, numai că nu toate clicurile aduc la o librărie creștină sau la o Biblie, nu? Iov 11:14, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Frate și surori, iubiți tineri, nu pot să mă îndepărtez de sud decât dacă merg spre nord. Nu pot să mă îndepărtez, de multe ori am observat lucrul ăsta, poate ne plânge, mă zice că e frig în casă, păi dacă stai la distanță de calorifer... Nu? E întuneric. Dar când ai stat ultima dată lângă o lumânare, lângă bec? Mă uit la Iosif, vine o femeie la el într-o zi și a vrut să îi dea un test și a vrut să îl facă praf. Și Biblia spune că Iosif e omul care păstrează distanța. Și vreau să închei primul punct spunând următorul lucru, dacă mărești distanța față de păcat, vei micșora distanța față de sfințenie. Amin. O zis Pavel Timotei, fugi! Dar în același timp, când o să fugi de ceva, să știi un lucru. Te vei apropia de Dumnezeu, te vei apropia de neprihănire, te vei apropia de sfințenie. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. 2. Păstrează distanța față de anturajul oamenilor păcătoși. Păcătoși. Și vreau să citesc neapărat din 2 Timotei, capitolul 3, dragii mei, pentru că Biblia spune că vor fi vremuri grele în vremea din urmă. Și Biblia spune aici, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, holitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neobitori de bine. Auziți câți viruși? Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de iubitori de Dumnezeu. Dacă pui masca pe gură, nu e suficient să te depărtezi de ăștia. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, ce să faci, o zis Pavel? Depărtează-te de oamenii aceștia. Frate Cristi, lucrez la servici. Cum acum spui să-mi dau demisia? Nu la asta spun.
E clar, dragii mei, că avem colegi de serviciu, avem unii nepocăiți în familie și nu avem cum să-i ocolim. Trebuie să fim un exemplu pentru ei. Întrebarea e altfel. Care este anturajul care îți face plăcere? Am văzut oameni care atunci când vin la studiu biblic se plictisesc, stau pe telefon. Nu-i cazul la dumneavoastră, la noi în România. Am un prieten care face cer de rugăciune acasă și într-o zi primește un mesaj. Zice, nu pot să ajung astăzi, joacă steaua. Azi nu pot să ajung, zice. Azi e un meci foarte important. Dacă nu trece de grupe, atunci ajung și eu. Atunci mai rămân. Dragii mei, am observat oameni care se simt inconfortabil lângă cel care citește Biblia. Acum, nu știu cum v-ați așezat azi pe bancă aici. Dar vă zic o modalitate în care, pe duminica viitoare, cineva de lângă voi să nu mai stea lângă voi. Numai să-l întrebi, ai Biblia la tine? Auzi, de unde ai fost joi când a fost rugăciune? Să vezi cum nu se mai pune lângă tine. Am observat, dragii mei, aspectul acesta. De multe ori parcă ne simțim inconfortabil lângă oamenii care se roagă în alte limbi. Ne simțim inconfortabil lângă oamenii care strigă aleluia, amin. Ne simțim inconfortabil lângă oamenii care citesc Biblia, care au Biblia subliniată. Într-o zi am luat Biblia surorii mele. Și vă spun cu toată sinceritatea, mi-a fost rușine mie că eram slujitor ordinat. N-am Biblia subliniată cum are ea. Dar sau și te întreb astăzi, față de cine te simți bine, față de cine te simți aproape? Spune Biblia că Lot, atunci când locuia în Sodoma și în Gomora, se simțea chinuit. Era întristat, 2 Petru 2 cu 7, a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați. Căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Nu pot să râd la glumele imorale ale colegilor și aici să am rugăciune ascultată în biserică. N-am cum să mă simt bine lângă ăla care minte, lângă ăla care fură, lângă ăla care își trădează poate soția sau partenerul de viață. Și aici Dumnezeu să zică, te primeați, vină la mine, nu. Nu te poți simți bine și între sfinți și între păcătoși. Psalmul 50 cu 16, Dumnezeu zice, ce tot înșiri legile mele și ai în gură legământul meu. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțiești cu preacurvare. Ce înseamnă cuvântul acesta? Înainte ca eu să predic, să fac milostenie, să postez, să mă rog, Dumnezeu se uită cu cine am stat de luni până sâmbătă. La anturajul meu. Anturajul meu, dragii mei, anturajul care l-am, va avea impact asupra mea. Spunea un proverb japonez, dacă nu ești sigur de caracterul cuiva, uită-te la prietenii lui. Dacă ca și păstor nu sunt sigur de o fată sau de un băiat din biserica mea, știți ce mi-e suficient să fac? Să intru pe YouTube pe calculatorul lor. Știți că prima pagină, știți că algoritmii de la YouTube știu mai mult despre dumneavoastră decât știe păstorul și mama și tata tău? Mă uit numai să văd ce se recomandă YouTube-ul. Și suficient să știu cine ești. O zis Pavel aici, 1 Corinteni 15 cu 33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Despre Amnon, spune Biblia în 2 Samuel 13 cu 3, Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea. I-a dat like-uri. L-a băgat la followers. Fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. Șiret înseamnă viclean, perfid, prefăcut. Într-o zi, prietenul lui îi dă un sfat care aduce lui Amnon moartea. Ce sfaturi îți dau, prietenii tăi? Doamne, binecuvintează anturajul nostru. Dă-ne putere să ne alegem prietenii după voia ta. 3. Păstrează distanța față de drumurile alunecoase și periculoase. Iubiți frate și surori, iubiți tineri, niciodată în istoria lumii n-au fost atacuri mai mari asupra familiei ca și astăzi. În 3 săptămâni, ca și tânăr slujitor, n-am experiența fratelui păstor al dumneavoastră de zeci de ani. S-a ordinat păstor de 2 ani de zile. În 3 săptămâni, în ultimele 2 luni, am avut 10 cazuri de divorț la consiliere. Vreau să vă spun că nu lipseau banii din familiile astea, n-au divorțat pentru că s-au certat de la mașina de uscat sau de la mașina spălat vase. N-au divorțat din cauza mochetei, ci din cauza că cei mai mulți dintre ei s-au încurcat cu altcineva. Insta, Facebook, TikTok, colegi de serviciu. Știți că în Proverbe 5 cu 8 Biblia spune, depărtează-te de drumul care duce la ea, la femeia stricată și nu te apropia de ușa casei ei. Păstrează distanța, zice, că virusul ăla pe lângă COVID e de mii de ori mai puternic. Dragii mei, alunecarea nu se face dintr-o dată, mai întâi o glumă, apoi o vorbă cu două înțelesuri. Păcatul curviei și al preacurviei e atât de prezent astăzi în multe familii.
N-am voie să înregistrez mărturisirile. Nu fac lucrul ăsta și nu obișnuiesc să fac. Dar parcă aș vrea să pun sau audă cineva odată cum plânge o femeie înșelată de soțul ei la telefon 45 de minute, în urmă cu 6 luni am auzit personal azi. Cum rămân 7 copii în familie, distruși, că tata vine acasă numai când vrea. Știți de ce? Că este un virus mai periculos decât cu COVID-ul. Am vrut să predic alt mesaj, dar au zis Domnul, ăsta îl predic în seara asta. Pentru că, frate și surori, diavolul n-are treabă cu ea care sunt în discotecă sau care sunt afară. Are treabă cu tine și cu mine care mă silesc și îi plac Domnului. La noi pe stradă a fost dată o spargere și a fost o casă foarte scumpă, a fost spartă de hoți și a fost făcută praf și a fost furate bogății din ea. La fel e și diavolul, Ioan 10 cu 10, diavolul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Diavolul e cu ochii pe tine și cu ochii pe mine. O zis Pavel, am o frică în mine, nu cumva după ce am predicat la alții. Eu însumi să fiu lepădat. Psalmul 1 cu 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Auziți, mai întâi te duci, apoi te oprești și apoi iei un scaun. Zice, dă-mi și mie un scaun, zice, că îmi place, zice. 4. Păstrează distanța de oamenii care produc dezbinări. Roman 16 cu 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Dragii mei, eu n-am mulți prieteni, să știți. Soția mea și cu mine n-avem mulți prieteni. Dar avem prieteni pe Dumnezeu. Dar am început să-mi filtrez prietenii și să... Într-o zi m-o sunat la cineva, frate Cristi zice, vreau să spun ce a făcut un păstor, ce păcate a făcut. Și am zis, să-ți dau numărul de la celebritate. Eu am acasă 3 tomberoane, spline, numai unde se pun. Spline. Recycle bin e plin, e full. Deci numai unde se pun. Ai greșit adresa. Știți că sunt oameni care numai cu asta umblă oameni buni. Vreau să vă spun că între albină și muscă e o mare diferență. Între albină și muscă este o mare diferență. Albina produce miere. Musca infectează mierea. Umblă pe gunoaie. Să-mi dea cineva 3 tone de miere făcută de muște, gratis, n-aș mânca. De ce? Pentru că știu pe unde umblă musca. Știu pe unde umblă musca. Pentru un kilogram de miere, o albină, da? Nu o albină. Mai multe albine. Parcurg 2 milioane, culeg polen din 2 milioane de flori și parcurg 40.000 de kilometri. Peste 50.000 de maile. Ca să se facă un kilogram de miere. Vedeți ce greu să face mierea? Da gunoiul. Imediat. Imediat să umple gunoiul la bucătărie. Am acest îndemn astăzi. Uită-te la anturajul tău, uită-te la prietenii care ai, uită-te la familiile care le ai pe lângă tine. Să vezi dacă fac miere sau fac gunoi. Filtrează-i. Pentru că o zis Pavel aici, atât 3 cu 10, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine, fiind osândit. Au oamenii ăștia, dragii mei, sămânța asta ruperii, a dezbinării. Și dacă stai lângă ei, nu vei vedea pe Domnul. De ce? Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, neprihănirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. În spatele omului Dumnezeu trebuie să rămână întotdeauna pace, întotdeauna zidire, nu demolare, nu distrugere. Doamne, dă-ne înțelepciune astăzi. Mă duc în a doua parte a mesajului. De cine să stau aproape? Unu, de Iisus. Slăvit să fie numele Lui. 1 Petru 2 cu 4. Apropiați-vă de El, piatra vie. Lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea Lui Dumnezeu. Vreau să spun asta și să fiu foarte direct. Nu poți să stai departe de diavolul decât dacă stai aproape de Iisus. Cartea aceasta să nu te depărteze de gură. Ca să stai aproape de Iisus, trebuie să stai aproape de Biblie. Nu vreau să vă supărați pe mine. Nu o să vă întreb cât v-ați adus Biblia cu voi la biserică. Dar mi-e greu să cred că cineva citește Biblia în fiecare zi, dar nu o duce cu el la biserică. Poate să vă întrebați și nu l-o chem așa pe ăsta în seara asta aici. Oameni buni, frați și surori, cartea asta mi-a schimbat viața. Cartea asta schimbă viața copiilor mei. M-am bucurat aseară când soția mi-a zis că fata a luat locul întâi pe județ, la cartea Genesta, la Tarant, un negoț, împreună cu încă două persoane în tot județul, clasa a doua și a treia. Dar nu pot să-i spun fetei mele,
Tu citești Biblia, că eu mă uit la Real cu Barcelona. Nu se poate asta. Că copiii nu fac ce spun părinții, copiii fac ce fac părinții. Nu o să ai biruință, indiferent câți bani ai, indiferent pe cine cunoști în senat sau în guvern, nu o să ai biruință fără cartea asta. Spuneau că în tare Biblia ne cheamă să trăim o viață mai aproape de Iisus. Când ai citit ultima dată Biblia cu lacrimi? Când te-a mișcat cartea asta ultima dată? Când auzi, ai așa lacrimi în ochi, nu mai poți citi, să zici, măi, ce se întâmplă cu mine? Am fost cu pastorul, fratele Țărânior, fratele Cornel Ducanu de la biserica noastră, la o soră văduvă în vizită din biserica noastră. Știți cum suntem noi tinerii? N-am văzut un laptop, n-am văzut un telefon, am zis, soră, iertați-mă că vă întreb o întrebare mai jenant un pic, dar nu vă plictisiți toată ziua. Că noi tinerii, ferească Domnul să ne ia cineva telefonul 5 minute. Cea mai mare pedeapsă care o poți da la copilul tău e să iei telefonul o oră sau două, să-l închizi în cameră. O să vezi pereți găriați, parchet mutat în loc, mochetă împăturată. Nu mai rezistă fără telefon. Noi spunem că îl iubim pe Iisus, dar primul lucru dimineața ne verificăm WhatsApp-ul și Viber-ul. Și toată noaptea Iisus a stat treaz și a pregătit pentru tine binecuvântări pentru a doua zi. Cu ce îți începi ziua? Și am zis, soră, dar nu vă plictisiți aici. Deci, de 15 ani sunteți văduvă. Ce faci toată ziua? Și au zis, frate Cristi, am dincolo 66 de canale, zice. Deja am început să tremur. Nu m-am prins imediat, știți? Zice, deja le-am luat a doua oară, zice, și la canalul Ezechiel, zice. Doamne, ajută-ne să ne băgăm și noi abonament la canalele astea. They cancel la Netflix subscription. Și bagă-ți aici, dă un subscribe la Biblie. Și-o zis ora asta, frate Cristi și frate Cornel. Am o listă cu 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi. Și voi sunteți pe lista asta. Am plecat cu lacrimi în ochi și am zis, Doamne, dacă mai dai din când în când har la predică, dacă mai protejez în misiune când mă duc, înseamnă că stă o văduvă pe genunchi pentru mine. Ascultați-mă. Cea mai mare binecuvântare nu este să dai $100 cuiva. Cea mai mare binecuvântare e să spui cuiva, mă rog pentru tine. Stau între pământ și cer și pun o cauză, cauza ta înaintea lui Dumnezeu. Ce rare sunt oamenii ăștia. Dacă vrei astăzi să ai biruință, să stai aproape de Iisus. Mă uit la femeia cu scurgere de sânge și-a făcut loc până mulțime și s-a atins de Iisus. Dar am acest îndemn astăzi, n-apela la Iisus ca și ultimă soluție. După ce cheltuiești 30.000 pe la doctori, vii la mărturisire. Nu, începe cu mărturisirea mai întâi. Începe cu ungerea cu undelent. Și apoi vezi dacă mai ai nevoie și de altceva. 2. Stai aproape de ucenicii Domnului Iisus. Matei 8:23, Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și se uitau mulțimea și se uitau oamenii în vremea aceea. Unde e Iisus și unde sunt ucenicii? S-a apropiat. O zis 1 Corinteni 11:1, o zis Pavel, călcați pe urmele mele. Frați și surori, am hotărât să trăiesc viața în așa fel încât să pot să spun copiilor mei, călcați pe urmele mele. Poți să spui ca părinte asta? Îmi spunea un băiat, o zis, frate Cristi, am stat cu el 3 ore la mărturisire. 3 ore, oameni buni. Și o zis, frate Cristi, stai că meu, când m-a prins fumând, la 12 ani, m-a bătut cu cureaua aia groasă de la armată. Dar și eu l-am prins pe el cu alte lucruri. Și atunci în viață mie o zis băiatul ăsta, nu mi-a fost frică de taică-mea, numai de curea m-a fost frică. Dar o zis, dacă taică-mea trăia în sfințenie și ceea ce îmi cerea mie să fac ar fi trăit și el, mi-ar fi fost frică de el, nu de curea. Călcați pe urmele mele, o zis Pavel, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. În 2 Timotei 3:10, în ultima scrisoare pe care Pavel o scrie, din închisoarea din Roma. Auziți ce spune el către Timotei. Tu însă ai urmărit de aproape, ai stat aproape de mine, da? Învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelungă mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listră. Sunt lângă noi oameni care ne urmăresc de aproape. Tu pe cine urmărești de aproape? În al treilea rând, dragii mei, ne cheamă Dumnezeu să stăm aproape de familia noastră. Într-o zi a plecat Iosif de acasă, l-a chemat aia că s-a susținut Iosif, zice,
vreau să spun așa, o raniță, mă gândesc că eu pus vreo 20 de kilograme în spate, cu mâncare, să mergi să-i cauți pe frații tăi să vezi ce mai fac. Și-o mărs Iosif și au ajuns la Sihem. S-a tot învârtit pe acolo și la un moment dat vine un om și îl întreabă, fiți foarte atenți ce întreabă omul acela, ce cauți aici? Știți că atunci când ne referim la lucruri, punem întrebarea ce cauți. Când ne referim la persoane, punem întrebarea pe cine cauți. O crezut că Iosif caută un iPhone la discount. O crezut că Iosif caută o mașină, un Tesla. O crezut că Iosif caută o ofertă. Că mai lipsesc față de bisericile noastre, că sunt în piață de mașini duminica. La voi nu cred că e cazul. Dar la noi mai lipsesc. Că caută și ei lucruri. Caută. O zis Iosif, omul e bun, eu nu caut lucrurile astea, eu nu caut un tractor, o combina astăzi. Eu caut niște frați. Îi caut pe frații mei. O zis omul ăsta, îs la Dotan, peste 20 de maile distanță. Vreau să spun întrebarea astăzi, când ai mărs pe jos 20 de maile, să duci mâncare la cineva care nu te are la inimă, te are în altă parte. Când ai făcut ultima dată lucrul ăsta? Parcă îl văd pe Iosif, îi vede pe fratele lui de la distanță și le face cu mâna, cu ranița pe spate, cu bagajul. Și ăștia se sfătuiau cum să-l omoare. L-au vândut și trec repede mai departe. 20 de ani inima tatălui a rămas rece. Un tată care nu-și vede copiii împreună, ci dezbinați, are o inimă rece. Și știți că roata se învârte, chiar dacă e pătrată, nu? O badea unul cu 15, spune, cum ai făcut, așa ce se va face. Și vin frații lui Iosif în Egipt. Știți ce putea să zică Iosif? Când o să văd haina, o să vedeți și voi greu. Cei peste 10 ani de închisoare l-au prelucrat pentru întâlnirea cu frații. Știți, când a ieșit din închisoare și s-a căsătorit Iosif, știți cum a pus numele la primul prunc? A întrebat soția, cum îi punem numele la pruncul ăsta? Și o zis Iosif, zice, uitare. O zis soția, la ce-s cu numele astăzi? Zice, alt nume n-ai găsit, numai uitare. Și o zis Iosif către nevastă sa, eu i-am iertat pe frați, dar trebuie să uiți și ce m-a făcut. Că mulți te iartă, nu te uită. După 25 de ani te duci aminte. O zis, eu i-am iertat, dar trebuie să uiți ce m-a făcut. Și era Iosif în casă și striga, uitare, hai că trebuie să merg la școală. Și până uitare venea și se spăla pe mâini și se îmbrăca, Iosif pleca capul jos. Și spunea, Doamne, când o să mă întâlnesc cu ei, ajută-mă să nu le scot ochii. Ajută-mă să vadă că i-am iertat. Și asta nu a fost un an, doi, ani de zile. La al doilea prunc, o întreba soția lui Iosif, ce nume îi punem la prunc? Sper că nu mai vei cu nume din aia prostești, cu uitare, cu nu știu ce. Rodire, zice. Că după ce am iertat și am uitat, pot să rodesc. Pot să rodesc. Acolo unde o muri mândria, poate rodi smerenie. Acolo unde a murit ura, poate rodi dragostea. Și striga Iosif, rodire, hai la masă. Și Iosif închidea ochii și spunea, Doamne, ei m-au făcut rău, dă-mi putere să le fac bine. Și într-o zi a venit frații lui Iosif. Ascultați, vă rog, ce spune frații lui Iosif către el. Ce spune Iosif către frații lui, 45 cu 4 Geneza, apropiați-vă de mine. Nu-i COVID, zice. Ai mai aproape, zice. M-am întrebat ani de zile și n-am putut predica de ce Iosif pune paharul în sacul lui Beniamin. N-am reușit, poate alți frate știu răspunsul mai repede. Da, mă, n-am înțeles. Și într-o zi Domnul mi-a spus așa, Iosif și-a testat frații să vadă dacă îi doare, dacă mai pierd un frate. Când urmă cu ani de zile nu i-a durut. Știți că acum îi doare? O zis Iuda, bagă-mă pe mine, zice. O zis Iosif, v-ați schimbat și eu m-am schimbat, zice. Și în viața voastră a lucrat Dumnezeu și în viața mea. Haideți mai aproape, zice. Tata, ce mai face tata? Vedeți, când stăm la distanță, întrebăm cât e cripto. Când stăm la distanță, întrebăm cât e salarul. Auză, de unde ai poșeta aia cu 2000 de euro? De unde e salarul, zice? Când vii mai aproape, cu frații, întrebi, auzi, dar cum a fost la rugăciune duminică? N-am reușit să ajung. Ce mai face tata, zice? Auzi, dar cum a lucrat Dumnezeu în viața ta? Auziți? Și ei s-au apropiat. Să stai aproape de familie astăzi. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut, ca să fie dus în Egipt. Ce frumoasă fotografie. Îmi pare rău că nu erau inventate fotografiile în vremea aceea. Ce poză frumoasă.
Să vezi frații îmbrățișați. Auziți ce spune Biblia? Nu mai am timp să deschid ochii la ceas. Zice că toată casa lui Faraon a auzit cum o plâns ăștia. Ce aud egiptenii? Cum ne certăm sau cum plângem? Și în ultimul rând, stai aproape de cei sărmani. Matei 26, cu 34 la 40, nu mai citesc, dar spune Biblia acolo ceva foarte frumos. Am fost în închisoare și mi-ați dat like. Știți ce ar vrea tinerii astăzi? Să trimită sandwich-uri wireless. Da? Dar ai cum să faci asta? Să stau cumva, nu știu, să stau așa să nu mă, nu știu, să stau așa să nu mă coste nimica. Să numai să fac ce... Nu. O zis Iisus Hristos, ați fost și ați venit pe la mine. Am fost la părinții mei în Arad, înainte să vin în America cu câteva zile. I-am dus copiii, nepoții, cu o scrăpla copiii, i-am stat 3 săptămâni la ei, 6 prunci, eu, 7 frate meu. Bucurie o să fie. Te mă întreabă când vii acasă. Și acolo m-am uitat, erau 2 căldări afară, 3 căldări erau afară. Și am zis, mami, de ce ați făcut afară? Ce s-a întâmplat? O zis, 21 de surori, 10 au venit la noi acasă și am făcut sarmale împreună pentru un azil de bătrâni. 21 de surori. Peste 4.000 de sarmale. Dar n-aveau ce face, nu erau telenovele să se uite. Nu puteau să stea pe Netflix. Nu, au zis, zice, stăm aproape de cei sărmani. Vreau să încheie acest mesaj cu o poezie care vrea să ne facă atenți că sunt lucruri care ne pot păta și ne pot infecta. Dacă mor de COVID și e sfânt, merge în cer. Dacă e sănătos fizic și ai murit într-un păcat ascuns, nemărturisit, mergi la judecat. Și poezia spune, păstrează ochii fără vină. O clipă nu-i lăsa furați. Plutind pe valul greu de tine, stă nufărul ca o lumină. Păstrează ochii fără vină, mereu pentru Iisus curați. Păstrează pentru El urechea. Mă scris o fată, poate că zice, nu mai am liniște, nu mai am pace. Dar zic, ce muzică asculți? Zice, păi asta cu Metallica, cu Biugi Mafia. Așa zice. Păstrează pentru El urechea. O zis Dors, 3 ani, Dors, 17 ani de pușcărie. Dacă vrei să auzi glasul Duhului Sfânt, fii surd la șoaptele lumii. Păstrează pentru El urechea să nu dai pradă nimănui. O șoaptă, cea din tâi străvechea, a smuls din paradis perechea. Păstrează pentru El urechea, sfințită pentru glasul Lui. Păstrează buzele curate, potiri de rugi și de cântări. Să avem un trup mai sfânt ca toate. Iisus ne vrea ca nestimate. Păstrează buzele curate, să-L poți primi cu sărutări. Și ultima strofă, păstrează inima ascunsă să nu fii de săgeți răpus. Sub pavăza cea nepătrunsă, sub strop din coasta lui străpunsă, păstrează inima ascunsă pentru Iisus. Pentru Iisus. Doamne, ajută-ne la asta. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Așa am simțit din partea Domnului că acest mesaj a fost pentru mine mai întâi și apoi pentru cei prezenți aici. Vreau să facem o rugăciune de mărturisire, de hotărâri noi. Să ne apropiem mai mult de Iisus. Să ne despărțim de tot ce a fost rău. Să începem o viață nouă. Și mă rog ca Domnul să ne asculte, amin. Ne rugăm.